Bună ziua, dragi privitori! Astăzi ne-am adunat pentru fiind convocați de către primarul comunei pentru ședința ordinară numărul 46 din 18.02.2021, ora 15. Pentru început propun să supun spre aprobare procesul verbal de data trecută, dacă sunteți de acord. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul compartimentului poliției locale, inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de specialitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC, inițiator tot primarul comunei. Proiectul numărul 3 este privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS, pentru anul 2021, inițiator tot primarul comunei Sândulen. Numărul 4 diverse. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da, începem cu proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul compartimentului poliției locale, inițiator comunei, primarul comunei. Da, poți să-l iați în comisie de specialitate? Da, bine, rămâne la nivelul același lucru. 2021 decembrie, 2 decembrie 2020 și nu mai trebuie să promovăm. Și atunci a fost suplat, rămâne la lucru. Poți să comisie de specialitate? Da. Dacă sunteți de acord cu acest proiect, 100%. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC, inițiator tot primarul comunii. A rămas același ca și am trecut atât pentru ADIC cât și pentru ADIS. 1000 de lei de la ADIC și 5000 de lei de la ADIS. Deci am atins acum. Da, bine, punctul numărul 2. Da. Dacă sunteți de acord cu acest proiect, 100%. Proiectul numărul 3, de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, ADIS. A rămas aceeași. Da. A rămas aceeași. 100%. 4 diverse. Având în vedere că nu mai sunt alte discuții, propun ca să se încheie și din părerea asta. Și din părerea Consiliului Local.